În această săptămână și la începutul săptămânii viitoare, preotul paroh al parohiei Fundeni Ciprian Dragomir este implicat într-o altă acțiune de strângere de material de construcții, alimente, haine și produse de curățenie pentru oamenii nevoiași. Toate aceste bunuri colectate vor ajunge în parohiile din sudul județului Argeș. Luni și numai luni, 2 iulie 2018, de la ora 7 dimineața până la ora 8 seara, vă așteptăm pe toți cei doritori să strângem haine aranjate pe vârstă și pe sexe, frumos în saci sau cutii, să strângem alimente neperisabile, să strângem rechizite, să strângem jucării, să strângem chiar covoare bune, chiar produse de uscaznic sau produse de igienă, detergenți, periuțe și paste de dinți, seturi de farfurii și linguri, de cești și ce mai este nevoie într-o casă de om, pentru a le duce acelor familii care sunt mult mai încercate decât noi și multe dintre ele trăiesc chiar în case de chirpici. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze și pe toți cei care au contribuit până acum la colectele organizate de parohia Fundeni, dar și pe cei care se vor osteni de aici încolo. Acțiunea va continua pe tot parcursul verii și cu ajutorul mușcelenilor, oamenii nevoiași vor putea trăi câteva clipe de bucurie.